Cei trei polițiști locali de la sectorul 1 din capital, acuzați că au luat mii de euro mită de la patronii unor terase, au fost reținuți. Principalul suspect în acest caz este chiar șeful departamentului pentru controlul activităților comerciale, care ar fi acționat cu sprijinul la două subalterne. O reacție în acest caz a avut și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, care a transmis că a venit momentul în care poliția din sector este supusă unei curățenii. Trei polițiști locali din sectorul 1 au fost reținuți după ce ar fi luat șpagă de euro de la patronii unor terase cunoscute din zona de nord a Bucureștiului ca să nu-i amendeze pentru neregulile constatate. Sumele ar fi fost cuprinse între 5.000 și 20.000 de euro, iar cele mai vizate erau cluburile din Parcul Herăstrău, dar și din zonele Dorobanți și Floreasca. Potrivit procurorilor, patronii alegeau să-i plătească pe polițiștii locali veniți în inspecție, iar aceștia la rândul lor dădeau un verdict favorabil în urma controlului. Principalul suspect în acest caz este chiar șeful departamentului pentru controlul activităților comerciale, care ar fi acționat cu sprijinul la două subalterne. O reacție în acest caz a avut și primarul sectorului 1, Clotilde Armand, care a transmis că sprijină eforturile procurorilor DNA. Se face o curățire. Uh, a început uh, de când mi-am luat mandatul și continuă. Ați văzut, săptămâna trecută au fost peste 10 polițiști care uh, uh, sunt, uh, au fost arestați. Uh, săptămâna aceasta sunt 3. Uh, uh, trebuie curaj, uh, este o muncă foarte importantă și uh, împreună, în această colaborare foarte bună pe care am avut-o pe tema asta, Uh, am reușit să ducem la capăt aceste uh, aceste acțiuni de uh, curățire. Vorbim de niște poliții și de, de niște rețele care există de uh, zeci de ani. De fapt, uh, istoria poliției uh, locale din sectorul 1 a avut mai multe episoade. Este uh, într-adevăr o muncă foarte mare să desfințăm uh, aceste rețele, aceste polițiști care sunt care până acum au fost protejați, adică până acum trei ani și de trei ani ne, ne ocupăm să obținem niște probe, să facem niște sesizări și colaborarea cu autoritățile care se ocupă de acest lucru a fost, a fost una foarte bună. Perchizițiile vin la mai puțin de o săptămână de când 12 agenții de la Poliția Locală Sector 1 au fost vizați de o altă anchetă de corupție. Aceștia sunt acuzați că au luat între 100 și 200 de lei mită ca să nu-i amendeze pe cei care încălcau legislația pentru protecția mediului și pe șoferii care parcau un neregulamentar.